Primele loturi cu vaccinuri Pfizer-BioNTech împotriva COVID-19 autorizate în Statele Unite ale Americii vor ajunge în centrele de vaccinare din țară de mâine. Practic, din prima zi a săptămânii va începe și procesul de administrare a serului potrivit autorităților americane. Acestea sunt încrezătoare că vaccinul va fi livrat cetățenilor la timp. Președintele american în exercițiu Donald Trump afirmase imediat după autorizarea de urgență a vaccinului că primele injecții vor fi făcute în 24 de ore, adică de ieri. Compania Pfizer a precizat însă că primele loturi vor pleca abia de astăzi din centrul său din statul Michigan.